Bună, sunt Laura Popescu. Îți mulțumesc foarte mult că ești aici. Am să te rog să dai like, să împărtășești și prietenilor ceea ce îți dau mai departe ca și informație. Împreună să ajutăm să fie o lume mai bună, mai sănătoasă și toți să fim din ce în ce mai bine. Astăzi am să-ți vorbesc de echilibrarea emisferilor cerebrale, de împământare și o să spun despre un ulei esențial de partea de aromaterapie, de Balance. Balance are în interiorul lui molid. Este un ulei care eliberează durerile profunde, care ne ajută respirația. Are ulei Howwood, este ulei care ne ajută să schimbăm ceea ce ne dorim, să luăm decizii pentru schimbare, să avem pace, să avem blândețe și curaj. Are mușețel albastru, este ulei care ne ajută să facem acțiuni inspirate, să sprijinim ficatul, sistemul limfatic, să punem pasiune în pașii noștri de acțiune. Tămâie, care ne ajută să descoperim adevărul, să ne conectăm cu divinitatea, ne ajută să ne conectăm cu partea noastră cerebrală, mentală, cu înțelepciunea. Are mușețel german care ne aduce răbdare, liniște, atât pentru corpul fizic cât și pentru mentalul nostru și ulei de cocos fracționat care să ajute la combinația aceasta să stea cât mai bine. Și uleiul Balance îl găsiți fie în forma aceasta direct, în 15 ml sau în forma touch. Cum îl folosesc eu pentru echilibrarea emisferilor cerebrale? Puteți folosi acest exercițiu cu sau fără ulei, însă uleiurile sunt pline de lumină și în felul acesta, deci accelerăm echilibrul energetic. Punem o picătură de ulei pe degete, punem mâinile încrucișate pe o templă și pe cealaltă și le masăm așa încrucișat. Inspirăm și spunem mulțumesc, expirăm și binecuvântăm. Inspir, mulțumesc. Expir, binecuvântez. Și încă o dată, inspir, mulțumesc. Expir, binecuvântez. Ok, bun. Și în felul acesta am echilibrat emisferele cerebrale. Îl mai poți folosi și pe zona inimii, pentru echilibrul energiei inimii. Îl poți folosi pe zonele de puls, miroase foarte frumos și o să-ți placă ca un parfum personal. Aici, în spatele cefei, din punct de vedere al tehnicii terapeutice Theta Healing, aici ne ajutăm și programele genetice să se echilibreze și să se elibereze ceea ce mai avem nevoie și poți pune o picătură să pui și pe tălpile picioarelor, încât să fii mult mai ancorat în lumea materială și în această parte de care avem nevoie, de echilibru și de împământare. Miroase divin, miroase minunat și aduți aminte, o picătură pe degete, încrucișezi mâinile încât să echilibrezi emisferele cerebrale și poți să aduc acest exercițiu de inspir, mulțumesc, expir, binecuvântez. Inspir, mulțumesc tot ceea ce vine către mine, expir, binecuvântez tot ceea ce pleacă de la mine. Super! Lasă-mi un comentariu și dăm de veste cum este pentru tine acest exercițiu, cum îl pui în practică și cum este și pentru ceilalți când îl împărtășești. Sunt Laura Popescu, îți mulțumesc, toate cele bune și pe curând!